Aș vrea să citesc un text din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, începând de la versetul 17 la versetul 29, pagina în Biblie 956. Din respect pentru Scripturi, vă rog să vă ridicați și aș vrea să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să-l urmăriți sau vă rog să îl ascultați sau să îl vizionați pe ecran. În ziua dintâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștile? El le-a răspuns: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștile cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștile. Seara, Iisus a așezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, el le-a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă vinde. Negreșit, fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este un mare har să putem să participăm la cina Domnului. Este un mare har să fim în viață. Este un mare har să fim în locul acesta, să ne închinăm lui Dumnezeu. Știți de ce vă spun asta? Pentru că azi dimineață, înainte să vin la biserică, am primit un e-mail în care spunea așa: să vă rugați în Odessa. În Odessa, într-un bloc, o rachetă a lovit un bloc și au murit mai mulți oameni, alții zrăniți. Dar să ne rugăm pentru familia unui frate, a cărei soție, cu un copilaș de 5 luni, se află sub dărâmături. El și copilul băiatului de 5 ani au scăpat cu viață. Dar soția și copilul de 5 luni este sub dărâmături. Frați și surori, e un har să fim în pace, să fim în casa lui Dumnezeu, să fim sănătoși, să putem să venim aici. Alții, mă rog pentru cei care sunt acasă și n-aș vrea să spun multe ca să trezesc în ei o durere mai mare, fiind bolnavi și neputând să vină la adunare, dar ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de ei acasă. Ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Avem nevoie, cum se spunea, și prin Duh profetic, Domnul este aici prezent. Și eu cred că este aici prezent pentru că l-am simțit de la început. Amin. De fapt, știi ce mare lucru este să fie Domnul prezent la cina Domnului? În această dimineață o să predic și mi-am intitulat mesajul: cina Domnului în prezența Domnului Iisus Hristos. Știți că există biserici care fac cina Domnului și Iisus Hristos nu este prezent? O să abordez această temă în această dimineață, pentru că găsim chiar și pe paginile Sfintelor Scripturi când biserica făcea cina Domnului fără Domnul. Nici o lucrare nu se poate face fără Domnul. Nu poți face lucrarea lui Dumnezeu fără Dumnezeu. Ca să faci lucrarea Domnului cu bine, nu este nevoie să ai talent numai. Nu este nevoie să ai predilecție înspre anumite lucrări. Ci cel mai important este să umbli cu Dumnezeu. Dacă umbli cu Dumnezeu, cântarea ta, predica, indiferent ce faci, au un efect în sufletul celor care ascultă. Amin. Pentru că nu este doar o transmitere vocală, așa verbală, ci este pornită din suflet. M-am uitat la cei doi frați și la cor, m-am uitat la fanfară, m-am uitat la frații care au slujit aici, m-am uitat la cei care au cântat solo, cu câtă pasiune au cântat, și m-am uitat la fețele dumneavoastră. Am văzut reacția. Ce mult contează să cânți cu pasiune.
Să pui suflet în cântare. Ce mult contează să predici cu pasiune. Să pui foc în predică. Și mai bine zis, să pună Dumnezeu focul sfânt în predică. Iată, ce important este ca la cina Domnului să fie Iisus prezent. Fără Iisus, cina nu-i cină. Poate să se numească cina Domnului, dar dacă El nu-i prezent... Iată, de exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 20 și versetele, până la versetele 20, 21, 22. Făceau cina Domnului, dar Domnul nu era prezent. Când vă adunați, dar în același loc, zice Apostolul Pavel, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, deși voi o mâncați, dar nu-i cu putință. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința asta nu vă laud. Făceau cina Domnului și la cina Domnului veneau într-un mod necorespunzător. Veneau flămânzi, veneau beți, veneau unii bogați care își puneau masa înaintea celor săraci, așa că cei bogați se înfruptau și mâncau și odată să zică celui sărac, ia și tu din mâncarea mea. Iar cel sărac mânca din ceea ce avea. O cină fără Domnul, o slujbă duhovnicească, dar fără prezența lui Dumnezeu. Este paradoxal, dar este real, este ceea ce s-a întâmplat în Corint. Și apoi au apărut și efectele, n-au întârziat să apară. Știți că cina Domnului, când Domnul este prezent, are un fel de efect și când Domnul nu-i prezent la cină, are un alt efect. Iată efectul lipsei prezenței lui Iisus de la cină. 1 Corinteni spune, versetul 29 și 30, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta, din motivul acesta, care l-am enumerat mai sus, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Există unele biserici și unii slujitori care spun că cina Domnului este simbolică. Că cina Domnului nu are niciun efect asupra noastră. Am auzit chiar din tagma evanghelică predicatori care se erigează în teologi și care vin și afirmă deja în fața bisericilor, mai ales a bisericilor emergente, care spun în felul următor, cina Domnului n-are niciun efect. Poți să iei cina Domnului că ea n-are niciun efect. E doar simbolică. Este una dintre ereziile care se strecoară și despre care spune Apostolul Pavel că în vremurile din urmă vor veni învățători cu tot felul de învățături care vor strecura pe furiș, pe ascuns, erezii nimicitoare. Există erezii care nu sunt nimicitoare, da. Și vă dau un exemplu de erezie care nu-i nimicitoare. Pe vremea când eram copil, se spunea că cine poartă cravată merge în iad. Asta era o erezie. Dar nu-i nimicitoare, pentru că am văzut mulți cu cravată care vor intra în rai. Și vor fi mulți fără cravată care nu vor intra în rai. Dacă porți părul mare și nu te tunzi la zero, nu intri în rai. Înțelegeți? Nu toate ereziile care sunt chiar nimicitoare. De aia Biblia face diferență între cei care vor strecura pe furiș, adică pe ascuns, biserica nici nu o să-și dea seama. Predica o să fie foarte frumoasă, dar în predică o să arunce puțină o travă. Și destul, într-o apă curată, într-un pahar curat, să pui o picătură de cerneală. Știi ce se întâmplă? Toată apa se albăstrește. Încercați acasă dacă nu mă credeți. Luați o apă pură, apă curată și puneți un strop de cerneală. Atât, un strop, nu călimara toată, un strop. Pe furiș erezii nimicitoare. Și spun, cina Domnului n-are niciun efect, e doar simbolică. Dragi tineri, dragi frați și surori, cina Domnului nu este simbolică. În cina Domnului există efecte, ori pozitive, dacă Domnul Iisus e prezent, ori negative, dacă El nu-i prezent. Mă rog din toată inima să-i creăm decorul ca El să fie prezent. Degeaba suntem noi prezenți dacă El nu-i prezent.
Iată ce important în textul care l-am citit, Iisus n-a sărbătorit Paștele oriunde. E important locul unde sărbătoresc cina Domnului. Da, e foarte important. Nu stau acasă că o să mă împărtășesc eu pe internet. Că n-am cum să te împărtășesc pe internet. După cum dacă ai vedea mâncare bună pe internet și ai zice, vai ce aș vrea, dacă nu o comanzi, nu ți-o aduce cineva, nu mă o vezi, nu te ajută cu nimic. Locul este foarte important. Iisus le-a spus ucenicilor, duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i, învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face paștele cu ucenicii mei. Au făcut așa ucenicii și s-au dus și au găsit un loc amenajat, special pentru cina Domnului. Prezența noastră este importantă la cina Domnului. Biblia spune în Matei 26:20 că toți cei 12, inclusiv Iuda, a fost prezent la cină. Că nu sta acasă dacă nu poți să te împărtășești. Că e important să vii la adunare, că poate la adunare te schimbi. Poate în timpul slujbei te schimbi. Se spunea și în profeție că bărbatule, care zici nu sunt vrednic, dar eu vă întreb de aici care e vrednic. Bineînțeles că marturile Jehova fac și ei un fel de cina Domnului și ei dau tava cu rodul viței și pâinea, trupul Domnului, sângele Domnului, trece tava în fața fiecăruia și spune așa fiecare, nu sunt vrednic, nu sunt vrednic, nu sunt vrednic. Și dintr-o și o congregație, cum o numesc ei, din 100, 200 de oameni, poate 2 sau 3 se consideră vrednici. Dragii mei, noi nu suntem vrednici, dar cel care ne face vrednic, vrednici este Iisus Hristos. Amin. Iisus l-a împărtășit și pe Iuda. Iisus a vrut să-l facă vrednic. Le-a spus înainte, unul din voi mă va vinde. Putea Iuda să se pocăiască, să zică, Doamne, să sară în sus. Pentru că adevăratul regret al unui păcat nu este atunci când ai fost prins, ci atunci când îl mărturisești tu înainte să fii prins. Unora le pare rău nu că au păcătuit, le pare rău că au fost prinși. Și atunci schimbă biserica, schimbă orice, fac orice, fug de ei înșiși, dar de tine însuți nu poți fugi nicăieri. Este importantă prezența noastră, este importantă pocăința și cercetarea personală. Matei 26, 21 la 22, nu cumva sunt eu, Doamne, fiecare a avut o întoarcere spre sine însuși și au început să se cerceteze. Să știi că Dumnezeu umblă cu un om, un om care ascultă poruncile lui. Isaia 57:15 spune așa, căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit, ca să învioresc duhurile zmerite și să îmbărbătesc inimile zdrobite. Domnul este prezent într-o biserică, dacă oamenii aceia care compun biserica umblă cu Dumnezeu. Dacă în cursul săptămânii nu umbli cu Dumnezeu, ci umbli de capul tău și sperând că vei veni să-L întâlnești pe Dumnezeu la biserică, să știi că e o problemă foarte mare. Templul acesta, casa aceasta, conține prezența lui Dumnezeu dacă umblăm cu Dumnezeu. După cum spune profetul Ieremia 7:4-12, spune, de ce tot ziceți templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului? Că asta nu vă mântuiește. Că veniți la templul Domnului. Că dacă nu făptuiți dreptatea, dacă nu umblați smeriți, dacă nu dați din pâinea acelui flământ, spune profetul Ieremia, dacă nu trăiți așa cum trebuie să trăiți adevărul, atunci degeaba ziceți templul Domnului. Că Dumnezeu nu este prezent. Poate Dumnezeu să fie afară, să nu fie într-o biserică, să nu participe la o cină, să nu participe la slujbele noastre, la cântările noastre, la predicile noastre. Poate Domnul să absenteze? El poate. Biserica din Laodiceea, Apocalipsa 3:20. Dacă aude cineva glasul meu, ce mult contează să auzi glasul lui Dumnezeu. Și aș vrea în această dimineață să auzi glasul lui Dumnezeu. Și spune și deschide ușa. Voi intra la el, voi? Cina. Cina Domnului nu se poate fără Domnul. Voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Aș vrea această zi să fie o cină cu Domnul. Amin. N-aș vrea să fie o cină fără Domnul Iisus Hristos. Pentru că o cină fără Domnul Iisus Hristos, repet, nu este cină.
Iată că Biblia contrazice pe cei care spun că cina Domnului e simbolică, că dacă o iei bine, dacă nu o iei iară bine, dacă o iei cum nu trebuie, n-ai nicio problemă, că nu-i niciun efect. Iată ce spune Biblia. Avem trei argumente, vă dau în această dimineață. Dacă cina Domnului e doar simbolică, atunci de ce Iisus a spus în Ioan 6:53? Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Are cina Domnului efect? Da. Adică dacă nu mă împărtășesc, mor spiritual. Păi luna trecută nu te-ai împărtășit, acum două luni nu te-ai împărtășit, acum trei luni nu te-ai împărtășit. Omule bun, înțelegi că mori? Mori spiritual. Tu trăiești fizic, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Hristos nu vrea creștini morți, nici leșinați. Hristos vrea creștini vii. Amin. Și ca să fii viu, trebuie să mănânci trupul Domnului și să bei sângele Domnului ca să ai viață spirituală. Imaginați-vă morți. Deci morți, cum să-ți imaginezi? Că morți-s morți. Când ești mort, nu știi. La fel și altfel. E rău să fii mort. Dumnezeu vrea să fim vii. Când ești mort, nu simți, nu auzi. Nu poți să faci nimic. Ce poți să faci cu un mort? Decât să-l îngropi. Ioan capitolul 13, versetul 27, scrie așa. Cum a fost dată bucățica lui Iuda? Iisus era la cină. Și a făcut afirmația, unul din voi mă va vinde. Ăsta nu era curat, n-avea gânduri curate. Știa foarte bine ceea ce plănuiește. Zice Biblia că Iisus a luat o bucățică din bucățica aia care a frânt-o și a dat-o lui Iuda. Cum i-a dat Iisus bucățica lui Iuda? Ce s-a întâmplat? Satana a intrat în Iuda. Are cina Domnului efect sau n-are? Dacă vii cu gânduri meschine, gânduri drăcești, gânduri ascunse, planuri subversive, planuri de a vinde, de a face rău lui Hristos sau bisericii lui Hristos, cina Domnului spune că are un efect negativ. Ferească Dumnezeu la cină în loc să intre Hristos și Duhul să intre altceva. 1 Corinteni 11:30. Exact ceea ce am spus, cina Domnului are efect. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Și acum aș vrea să vedem următorul lucru. Ce se întâmplă când la cina Domnului este Iisus Hristos prezent? Ce se întâmplă? Am văzut că cina Domnului este importantă, că Iisus Hristos este important la cină. Dar ce se întâmplă atunci când Iisus Hristos este prezent la cină? Ce se întâmplă în viața mea? Ce se întâmplă cu noi, cu Biserica Maranata, când Iisus Hristos este prezent la cină? Că dacă nu-i prezent, am văzut ce se poate întâmpla. Cina Domnului poate să aibă un efect negativ, să trezească în loc să fie creștini sănătoși, creștini tari, creștini vii. Biblia spune că, dimpotrivă, sunt bolnavi, neputincioși și mulți. Nu puțin dorm. Eu n-aș vrea să avem o astfel de biserică. O biserică de neputincioși, noi nu putem. O biserică de bolnavi, pe care tot timpul trebuie să-i pansezi, să ai grijă să nu îi rănești mai tare. Nu vrem să avem o biserică care doarme când lumea se strică. Biserica doarme și dormim și suntem... Ce înseamnă o stare de somnolență, de a dormi? Acum, unii teologi spun că unii dorm, adică în sensul că-s morți, că-au murit și nu mai ies în viață. Alții spun că, din punct de vedere spiritual, dorm, adică nu mai ești conștient de ce se întâmplă în jur. Creștinul care doarme este creștinul care nu mai face diferență între păcat și neprihănire. Care nu mai știe ce e bine și ce e rău. Merge și la dans, vine și la biserică. Merge și la discotecă, vine și la biserică. Merge și la film, la movie, vine și la rugăciune. El, pentru el totul e sfânt. Un astfel de amalgam, credeți-mă, trezește, nu e altceva decât creștin care dorm. Și aș vrea Duhul lui Dumnezeu să trezească astăzi sensibilitatea sfântă în noi. Dumnezeu să facă lucrul acesta. În primul rând, când Domnul Iisus Hristos este prezent la cină, acolo ajungem să ne cunoaștem pe noi înșine. Aș vrea să vă pun o întrebare. Dumneavoastră, înainte să vă pun întrebarea, așa e că îi cunoașteți pe toți. Ce bine îl cunoașteți pe fratele Nelu Filip. Vai, ce bine unii, ce bine îl judecăm.
Dar înainte ca să faci asta, eu vreau să te întreb, tu te cunoști pe tine? Cât de bine te cunoști pe tine? Pe toată lumea tu cunoști. Pe toată lumea tu judeci. Dar pe tine, când te judeci? Fiecare să se cerceteze, dar pe sine, pe sine însuși. Asta înseamnă să mă întorc înspre mine și să-mi pun întrebarea. Da, fratele ăla e așa, fratele ăla e așa, sora aia e așa, sora aia e așa, dar eu cum sunt? Iisus a zis, înainte ca să judeci pe fratele tău, pe aproapele tău, de ce vezi tu paiul în ochiul fratelui tău și nu vezi tu bârna din ochiul tău? Fățarnicule, spune Iisus, judecă-te mai întâi pe tine! Scoate-ți mai întâi bârna din ochiul tău și apoi du-te să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Adică, cunoaște-te pe tine. Până n-ajungi să te cunoști pe tine, să știi că nu vei face nicio schimbare în viața ta. Majoritatea dintre noi avem impresii bune despre noi. Credeți-mă că niciunul nu aveți impresii rele despre voi. Dacă eu aș începe să vă spun câteva impresii rele despre tine, ai sări în sus, ai cere membria, mă mut din biserică, păstorul ăsta a luat-o razna. Auzi ce-mi spune păstorul ăsta? Pentru că ne place să fim mințiți, să se spună neadevăruri despre noi, că suntem bine, că suntem când de fapt nu suntem. Ce părere avem noi despre noi nu contează. Ce părere au alții despre noi chiar nu e important. Știți ce e mai important? Ce crede Dumnezeu despre noi? Amin. Te-ai întrebat vreodată ce crede Dumnezeu despre tine? Ce crede Dumnezeu despre mine? În Psalmul 139, de la 1 la 17, spune așa frumos David: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândurile, nu mă ajunge cuvântul pe limbă. Că Tu, Doamne, îl și cunoști în totul, înainte să-mi iasă cuvântul de pe gură. Tu și știi, Doamne, că cunoaște pe sine. Suntem în secolul 21 și încă nu se știe exact ce e în creierul uman. Specialiștii încă studiază ce cu această tehnologie. Mă gândesc dacă acești roboți vor fi scăpați vreodată de sub control. Ce vor face? Striga, cunoaște-te pe tine însuți. Ci pur și simplu ai scădea în și să-l văd mai presus de mine. El să se uite la... Știe Dumnezeu foarte bine ce faci în ascuns și te cunoaște mai bine decât te cunoști tu. Știi ce credea Iuda? Iuda credea că îl va da pe Iisus în mâinile lor. E mai de seamă, apăsat de durerea conștiinței și în loc să se ducă la Iisus ca Petru altă dată și să spună iartă-mă că te-am trădat, el se duce la marii preoți cu punga aceea cu arginți, îi aruncă în templu și strigă în disperare, era strigătul durerii conștiinței: am vândut sânge nevinovat! Ce ne pasă nouă? Treaba ta! O lume... Matei, de ne solemnă. Chiar dacă ar fi să mori, eu o să mor împreună cu tine. Eu de tine nu mă dezic. Ce frumoase cuvinte! Așa credea Petru despre el, că e un invincibil, că e unul care se va ținea de cuvânt, că e unul care orice promite face. Petre, ce aș vrea să fie adevărat? Ce frumos spui! Dar adevărat îți spun, Petru, că nu va cânta cocoșul de două ori până tu te vei lepăda de mine de trei ori. Eu? Niciodată, Doamne! Au continuat discursul și Matei 26:35, impulsionați de răspunsul lui Petru, spune Biblia, că toți ucenicii au zis același lucru, că nu te vom părăsi. Spuneți-mi, câți au rămas cu Iisus? Niciunul. Știi de ce? Uneori facem promisiuni și nu ne putem ține de ele. Pentru că suntem umani și nu ne cunoaștem pe noi înșine. Dacă am ajunge să ne cunoaștem pe noi înșine, asta e provocarea lui Iisus la cina Domnului. Când El le spune, unul din voi mă va vinde, îi face să se întoarcă pe fiecare spre El însuși și să zică, nu cumva sunt eu, Doamne. Observați aici o îndoială a ucenicilor despre ei înșiși. Fiecare parcă încep să tresară în ei ceva. Mă, dacă sunt eu? Niciodată John Wesley n-a crezut că are nevoie de o întoarcere la Dumnezeu. În timp ce venea înspre America, înspre America era pe un vapor, venea ca să le predice Evanghelia indo-americanilor de aici. În timp, el întors la Dumnezeu, de 10 ani predica Evanghelia.
Și istoria spune, de 10 ani predica Evanghelia și încă nu era întors la Domnul. Eu nu pot să înțeleg cum se poate treaba. Dar se poate, că am văzut cântăresc care cântă fără să fie întors la Domnul. Cântă de plâng și geamurile. Dar nu sunt întors la Domnul. Și mai trist, s-auzi slujitori care predică și nu sunt întors la Domnul. Și John Wesley, zice că, ca să-și dea seama că nu-i întors la Domnul, să-l trezească Dumnezeu, a trimis o furtună pe ocean. Și în timp ce era în furtună și alerga pe puntea vasului disperat, la oamenii care alergau bezmetici într-o parte și în alta, gata, gata să naufragieze, a nimerit undeva într-o cameră, acolo pe puntea vasului. Și a intrat în camera aceea și acolo era o grupare de moravieni. Moravienii sunt acei pietiști care și-au decis viața să fie separată de Biserica Catolică și să fie mai sfinți. Vă amintiți? Contele Zinzendorf este cel care a susținut această mișcare pe câmpiile Saxoniei și i-a primit pe toți moravienii ca să nu-i omoare Biserica Catolică și Papa. Și moravienii ăștia stăteau acolo liniștiți și cântau o cântare. Și când se uită la ei, Wesley zice, mă, oameni, voi sunteți normali? Da, suntem normali. Dar ce s-a întâmplat? Păi cum nu știți ce s-a întâmplat? Voi nu vedeți în ce derivă mergem cu vaporul, abia se ținea pe picioare și în camera aia. Voi nu vedeți ce furtună e? Ba, vedem. Și nu vă sperie că o să murim? Nu. Păi de ce? Și zice, la întrebarea de ce, nu mi-au mai răspuns. M-am așezat și eu ca hipnotizat lângă ei. Și le-am ascultat pe ăștia cântând, știți cum cântau? Cum cânta Petru și Sila când erau în pușcărie. Lăudau pe Dumnezeu și zice acolo, zice John Wesley, m-am prăbușit în genunchi și am zis, Doamne, de 10 ani sau de cât timp predic Evanghelia și eu nu sunt întors la Tine. Am realizat asta că m-a cuprins frica de moarte și cuprinzându-mă frica de moarte, Doamne, realizez că nu sunt întors la Tine. Și așa s-a întors el la Dumnezeu. Aș vrea să te întreb, tu te cunoști pe tine? Luther a fost chemat să meargă în fața papei și să susțină cele 95 de teze. Și prietenul lui a spus, nu te duce, Luther, că poate tu n-ai curajul să le susții. Ba da, o să mă duc, pentru că nu mi-e frică de papa, nici de cardinalii lui, ci mi-e mai frică de papa inimii mele, care ascunde ceva mult mai grav și mai rău decât papa de la Roma. Adică mi-e frică de mine însumi. Dragii mei, știi când ajungem noi să ne cunoaștem pe noi înșine în realitate? Nu atunci când ne spun psihologii, ci atunci când suntem în prezența lui Dumnezeu. Până n-ajungi în prezența lui Dumnezeu, tu crezi că ești bun, că Dumnezeu nu face rebuturi. Tu crezi că ești fără de păcat, tu poți să justifici orice păcat. Dar în prezența lui Dumnezeu vei ajunge să te vezi cum ești. Profetul Isaia din capitolul 1 până în capitolul 5 profețește numai vai de alții. Dar în capitolul 6, versetul 5, strigă în disperare, vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate. Dar ce te-a apucat Isaia? Că până acum numai vai de alții au fost. Și au zis ce spune? Am văzut pe Domnul. În prezența lui Dumnezeu ajungi să te vezi cum ești. Până în prezența lui Dumnezeu tu nu ajungi să te cunoști pe tine însuți. Știi ce l-a determinat pe unul din tâlharii de pe cruce să se mântuiască? Evanghelistul Matei și evanghelistul Marcu, citiți vă rog acasă, amândoi spun că cei doi tâlhari, și cel din dreapta și cel din stânga, amândoi își băteau joc de Iisus și ziceau aceleași lucruri, dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Dar evanghelistul Luca zice ceva, unul din tâlhari și-a schimbat gândirea. Uitându-se la Domnul Iisus, se adresează colegului lui și îi spune, nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași osândă, nu te-ai fi așteptat să spună un tâlhar așa ceva când în fața justiției romane tâlharul ăsta spune sunt nevinovat. Iar pe cruce, în prezența Mântuitorului, ziceți vinovat. Pentru noi este drept să murim, căci murim pentru plata fără de legilor noastre. Dar neprihănitul acesta, ce rău a făcut? Și a zis lui Iisus, când vei veni în împărăția ta, adă-ți aminte și de mine. Iar Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun astăzi,
vei fi cu mine în rai. Ce mare har! Știi, tâlharul a început să se vadă pe el. Matei și Marcu spun, tâlharul până atunci nu s-a văzut. Dar Luca, medicul, observă lucrul acesta și spune, tâlharul ăsta a început să se uite spre sine. Uitându-se la Iisus și comparându-se cu Iisus, a zis colegului său, neprihănitul ăsta n-a făcut niciun rău. Noi suntem vinovați, merităm moartea pe cruce, merităm condamnarea. În prezența lui Dumnezeu, ajungi să te cunoști pe tine însuți. Te întreb, tu te cunoști pe tine însuți? Înainte să iei piatra și să arunci, pune piatra jos. Că a spus Iisus, cine n-are niciun păcat, să ia primul piatra și să dea. În al doilea rând, acolo în prezența lui Dumnezeu, a lui Iisus, la cine ajung să cunosc pe Domnul Iisus. Frați și surori, iubiți tineri, știți că este o diferență între a ști despre Iisus și a-L cunoaște pe Iisus? Toți de aici din biserică știm despre Iisus, dar vreau să vă întreb câți îl cunoaștem pe Iisus. A ști pe Iisus, poți să-L știi exact cum îl știi pe Alain Delon. Cum îl știi pe, ziceți voi pe altul. Poți să iau o carte, să o citesc despre el și știu despre el. Știu despre Trump, știu despre Biden, știu despre cine vreți. Pentru că sunt cărți. Și cărțile au rolul să mă informeze dacă le citesc. Sau mă duc pe internet. Aflu despre orice pe Google acum, dacă vreau să știu. Știința-i puterea. Cu câte știu mai multe, proverbe spune, cu atâta sufăr mai mult. Cu cât știu mai puțin, cu atâta sufăr mai puțin. A ști e una, a cunoaște e alta. Eu pot să știu despre Iisus citind cele patru evanghelii. Și știu despre Iisus. Mă duc și la examene teologice. Pot să trec examene teologice pentru că eu știu. Pot să știu versete din Biblie una după alta și să-i corectez pe toți predicatorii care greșesc. Că eu știu. Dar întrebarea nu este dacă știi. Întrebarea este, îl cunoști? E mare diferență între a ști și a cunoaște. Iată ce spune Biblia când este vorba de Dumnezeu pentru a-L cunoaște. Psalmul 34, versetul 8, spune așa. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dar de ce nu zice citiți și vedeți ce bun e Domnul? Că putea să zică citiți și vedeți ce bun este Domnul. De ce spune Biblia gustați? Să presupunem că în mâna mea am un măr. Un măr golden. Sper să nu vă trezesc poftele. Și mărul ăsta atât de frumos, atât de galben, atât de mare. Și eu zic, frați și surori, mărul ăsta e așa de bun, cum aș putea eu să vă explic bunătatea acestui măr? Printr-un singur lucru. Dacă acest măr l-aș da să mușcați fiecare din el sau l-aș împărți să vă dau fiecăruia câte o bucățică. E una când știi despre un măr. Poți să știu despre măr că crește în măr, că trebuie săpat, că trebuie așa. Că... Poți să știu totul, dar să cunosc gustul lui este numai atunci când ajung să-l gust. Dumnezeu trebuie gustat. Ca să-l cunosc pe Dumnezeu, trebuie să-l gust pe Dumnezeu. Ieremia 9, 23-24 spune așa profetul, Dumnezeu strigă prin el. Cine se laudă, să se laudă că mă cunoaște, nu că mă știi. Să se laude că mă cunoaște. Luca 24:35, mergeau pe drumul Emausului, cei doi ucenici și discutau unul cu celălalt. Și în timp ce discutau unul cu celălalt, el știau despre Iisus. Ce vorbe sunt acestea pe drum? O, tu nu știi? Ba știu, ce să știu? Nu știu nimic. Cum nu știi? Tu n-ai auzit? De ce să aud? Păi de Iisus, prorocul, puternic în vorbe și fapte, știau multe despre Iisus. Dar nu-L cunoșteau. Mergeau cu Iisus pe drum și ei nu-L cunoșteau. Și tu n-ai auzit, străinule? Nu. Și a început să le vorbească din Scripturi.
Și cum le vorbea din Scripturi, li s-a aprins o flacără mare în inimă. Știi ce s-a flacără? Ai o pasiune, că l-ai fi tot ascultat și nu te-ai fi plictisit. E ca și când te apuci acasă să citești Biblia și zici, eu citesc Biblia numai poate 5 minute și te trezești că a trecut o jumătate de oră și parcă nu te poți dezlipi de Biblie. Asta înseamnă aprinderea acelui foc sfânt, a pasiunii de a citi Cuvântul lui Dumnezeu. Și trecea timpul și au ajuns în dreptul casei lor, obosiți. Dar acum parcă le-a dispărut oboseala, le-a dispărut îndoiala și străinul ăsta parcă le oferea un confort sufletesc. Era ca și copiii ăia mici care zice Eliana către mine, sau Dana aseară zice, nu mă lăsa singur în cameră, dorm cu mine, zice. Că parcă mi-e frică în întuneric, mami, te rog, sau tati. Parcă așa erau ucenicii ăștia, Doamne, nu știm cine ești, străinule, dar așa ne place cum vorbești, așa ne liniștești când vorbești. Fii bun, intră cu noi în casă, rămâi cu noi, că-i noapte, îi târziu, rămâi cu noi. Și intră străinul cu ei, lăsându-se înduplecat, se pun la masă și scrie Biblia ceva. Luca 24, versetul 35. În timp ce frânge pâinea, se uită la mâinile lui și își amintesc ceva. Mă, noi am mai văzut mâinile astea undeva, mă. Cineva a mai frânt pâinea exact ca acesta. Li s-au deschis ochii și scrie Biblia, l-au cunoscut. L-au cunoscut la frângerea pâinii. Aș vrea în această zi să-L cunoști pe Dumnezeu. Este dorința lui Iisus să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Iisus Hristos care L-ai trimis tu, tinere, tânără, băiatule, fată, bătrânule, adolescentule, cine ești? Tu dacă știi doar despre Iisus, dar nu-L cunoști pe Iisus, tu nu ești un creștin autentic. Tu ești pe lângă biserică, dar nu ești în biserică. Și mă rog în această zi să intri în biserica lui Iisus Hristos. În biserică intră doar cei care Îl cunosc. Oile mele, spune Iisus, nu mă știu. Oile mele cunosc glasul meu. Nu se duc nici de cum după un străin, pentru că fug de străin. Dar oile mele îmi cunosc glasul, ele vin după mine. Aș vrea să-L cunoaștem pe Domnul Iisus. Osia 6:3 spune, oameni buni, să aveți o dorință, o dorință arzătoare să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește la noi ca zorile dimineții și va veni la noi ca ploaia de primăvară care udă pământul. Asta este o dorință arzătoare. Niciodată Pavel nu L-ar fi cunoscut pe Iisus dacă nu S-ar fi întâlnit Iisus pe drumul Damascului. Și în fapte, în Filipeni 3:10-11, zice, fraților, L-am cunoscut pe drumul Damascului, dar nu mă satur cu cât vreau să-L cunosc, cunosc mai mult și îmi dau seama că știu mai puțin despre El. Și vreau mai mult să-L cunosc și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemeni cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Asta era dorința lui Pavel, să-L cunosc pe Iisus. Vor veni vremuri grele peste America. Vor veni vremuri grele peste această biserică, peste familia ta și a mea. Vor veni vremuri grele. Și dacă doar știi de Iisus și nu-L cunoști pe Iisus, tu te vei lepăda ușor. Dar cunoscându-L pe Iisus, vei sta liniștit ca moravieni în vapor, în timp ce furtuna va fi mare. Pentru că știi că Cel care e cu tine, nu numai că tu-L cunoști, dar și El te cunoaște. Dumnezeu vrea să te cunoască și în această cunoștință biunivocă trebuie să intri și tu ca doritor să-L cunoști pe Dumnezeu. În al treilea rând, acolo ajung să cunosc planul lui Dumnezeu la cină. Până la cină ucenicii n-au prea priceput ei de planul lui Dumnezeu. Iisus schimbă Paștele evresc în cina Domnului. Le arată că mielul pascal nu-i mielul care îl jertfesc evreii, ci mielul pascal este chiar El, Iisus. Că El va intra în Sfânta Sfintelor, că va surpa zidul de la mijloc care desparte sfânta, locul sfânt de locul preasfânt. Că El va intra în prezența lui Dumnezeu cu însuși sângele Său. Că se va aduce jertfă odată pentru totdeauna și că nu va mai fi nevoie de jertfa mieilor, al țapilor. Că nu va mai fi nevoie de nicio jertfă animală, pentru că El este jertfa supremă care face posibilă intrarea mea și a ta și a noastră în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează după niște planuri, Dumnezeu nu lucrează haotic, Dumnezeu este disciplinat. Înțelegeți de ce cerem disciplină în biserică? De ce în biserică nu putem lucra haotic cum ne taie capul? Că însuși Dumnezeu are planuri. Uitați-vă planul creației, Genesa 1 la Genesa 3. Dumnezeu a zis
Și s-a făcut. A zis să facem și s-a făcut după un plan. Apoi este planul mântuirii, Efeseni 3, 8 la 12. Apostolul Pavel vorbește despre planul mântuirii care se finalizează cu Apocalipsa 5, 2 la 14. E așa de frumos acest plan al lui Dumnezeu, în care Ioan este martor și spune: în planul ăsta al mântuirii, eu, Ioan, abia acum am înțeles. S-a făcut o tăcere în cer. Cine va fi în stare să ia cartea și să rupă cele 7 peceți? Și nu s-a găsit, s-a făcut o jumătate de oră tăcere, pentru că nimeni n-a fost în stare să ia cartea și să rupă cele 7 secrete ale ei care se găseau scrise în carte. Sigilii. Nu oricine putea rupe acel sigiliu să deschidă sulul cărții. Și după jumătate de oră, unul din bătrâni s-a apropiat de mine și m-a atins și a zis: nu mai plânge, iată că s-a găsit leul din seminția lui Iuda. El a fost în stare să ia cartea și să rupă cele 7 peceți ale ei. Și când m-am uitat la el, am văzut un miel care părea junghiat. Acel miel care părea junghiat avea 7 ochi, sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. El stătea și în prejurul lui era o oștire mare care strigau: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească slava, cinstea, bogăția, nemurirea, căci el a răscumpărat pe oameni din păcatele și de fără de legile lor. Și când m-am uitat la el, era Iisus, Iisus Mântuitorul. Acesta era planul lui Dumnezeu. Planul dispensației Duhului Sfânt, Ioan 14, 15 la 31, planul personale pentru om, în Psalmul 40, versetul 5, spune: Doamne, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Dumnezeu are un plan pentru viața mea, are un plan pentru viața ta. Orice planuri îmi fac eu, nu o să reziste. Orice planuri îți faci tu, nu o să reziste. Planurile pe care le face omul vin de la el, dar știți ce va rezista? Planul lui Dumnezeu. Întotdeauna mă rog lui Dumnezeu să fiu în planul lui, să nu ies din planul lui, pentru că în centrul planului lui Dumnezeu nu există eșec. Și în afara planului lui Dumnezeu nu există biruință. Doar în planul lui Dumnezeu, dacă ești victorios. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și mai este un plan, planul judecății. Iată, am prezentat aici 5 planuri ale lui Dumnezeu, după care El guvernează și lucrează. Ca și creștini, avem și noi această menire de a duce planul de mântuire mai departe oamenilor. Spuneți-mi dacă săptămâna asta din planul de mântuire ați spus cuiva: vă pasă că sunt oameni care merg în iad, aici în Arizona mor și se duc în iad? Vă pasă că colegul cu care lucrezi azi ar putea să nu mai lucrezi mâine, ci s-a auzit că a murit? Te doare că se va duce în iad? Ne doare nouă sufletul că sunt atâția care nu cunosc planul de mântuire? Știi, odată stăteam aici în Arizona. Stăteam pe fotoliu și mă uitam în larg. Și dintr-o dată mi-a apărut o imagine. Păream că sunt la judecată. Că era judecata sfinților. Și la judecată am apărut eu și apostolul Pavel. M-am uitat la Pavel, un om gheboșat, un om mic, pe care nu l-ai fi pus nici ușier. Și într-o dată a început procesul judecății. În procesul judecății, Domnul s-a uitat spre Pavel și l-a întrebat: Pavel, tu știi ce e o bicicletă? Și Pavel s-a uitat la Domnul rușinat. N-a auzit în viața lui de o bicicletă. Nu, Doamne. Apoi Domnul s-a uitat înspre mine și m-a întrebat: tu știi ce e o bicicletă? Și am zis: da, Doamne, știu ce e o bicicletă. Nu înțeleg ce înseamnă judecata asta, dar știu ce e o bicicletă. O bicicletă nu-i decât un mijloc de transport pe două roți, tracțiune prin lanț. Dacă știi să echilibrezi bicicleta, să stai pe ea, te duci mai repede decât pe jos. Foarte bine a răspuns Domnul. Apoi judecata a continuat. Pavel, tu știi ce e o mașină? Pavel s-a uitat la Domnul și mai rușinat și a zis: nu știu, Doamne. Zmerit, a plecat capul în jos. Și apoi s-a îndreptat spre mine: tu știi ce e o mașină? Și am zis: da, Doamne, știu ce e o mașină. O mașină nu-i decât un mijloc de transport. Prin arderea combustibilului se produce acea compresie și pistoanele împing roțile, mergi mai repede decât cu bicicleta. Și nici nu trebuie să dai tu din pedale. Știi ce e un vapor? Știu, Pavel nu știa. Știi ce e un avion? Știu. Știi ce e aer condiționat? Știu. Pavel nu știa la nicio întrebare să răspundă Domnului. Așa că era foarte, foarte rușinat apostolul și stătea cu capul plecat. Dar dintr-o dată discursul judecății se schimbă. Și Domnul se uită înspre Pavel și îl întreabă: și tu care nu știi ce e o bicicletă, ce e o mașină, ce e un vapor, ce e un avion, ce e aer condiționat, tu câte călătorii misionare ai făcut? Și dintr-o dată apostolul se îndreaptă. Se bucură, îi se luminează fața și zice: Doamne,
Eu nu știu ce e bicicletă, nu știu ce e mașină, nu știu ce e vapor, dar vreau să spun că am făcut vreo 3 călătorii misionare, aproape chiar 4, dar 3 le știu bine. Cu corabia aia, cu pânze, cum m-am dus, s-a sfărâmat corabia, era să mor. Îngerul tău mi-a vorbit că nu voi muri noaptea. Am încurajat pe capitan și pe toți acei și, Doamne, asta am făcut. Și apoi Domnul s-a îndreptat înspre mine și m-a întrebat: și tu, care știi ce e o bicicletă, ce e o mașină, ce e un vapor, tu câte călătorii misionare ai făcut? La care am plecat capul în jos. Asta mă motivează să slujesc lui Dumnezeu de atunci. Și aș vrea de azi să te motiveze și pe tine. Duci tu planul mântuirii colegilor tăi, arăți tu că ești și faci parte din acest plan al mântuirii, cina Domnului este un motiv ca să duc și să înțeleg planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Și în al patrulea rând, și cu asta o să închei, dacă mai permite timpul, acolo ajung să-mi cunosc bine viitorul meu, la cina Domnului. Frați și surori, credeți că noi avem viitor pentru că suntem în America? Nu. Cineva a zis: mă mut din biserica asta, că biserica asta n-are viitor. Și când am auzit blasfemia asta, n-am mai putut. Nu, nu e aici în biserică, fratele ăla. Este vorba de altcineva care s-a mutat, dar acum n-are el viitor. Și am zis: ce anomalie! Biserica lui Hristos să n-aibă viitor? Păi biserica are cel mai mare viitor. Toate instituțiile lumii vor falimenta. Singura care va triumfa este biserica. Biserica are viitor. Auziți ce spune Matei 26:29? Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Doamne, fă să vină împărăția Ta. Amin. Are biserica viitor? Zici ce stare, are sau nu are? Biserica are viitor. Avem un mare viitor. Bine spunea Eminescu: în ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Zice, la trecutul mare, mare viitor. Păi la trecutul mare care l-are biserica, vreau să vă spun că mare viitor are biserica. Pentru că cel care dă viitor este Dumnezeu, nu circumstanțele, nu o țară, ci Dumnezeu. Auzi, Matei 19:27-29, se duc ucenicii la Domnul Iisus și Petru, el, colericul Petru, curajosul Petru, reprezentantul grupului. Doamne, zice, Doamne, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Ce răsplată, ce viitor vom avea? Că noi am părăsit business, am părăsit tot, totul am lăsat. No, acum spune-mi, ce ne dai? Ce viitor avem noi? Adevărat, adevărat vă spun, i-a spus Iisus, că nu este om în lumea asta care să fi lăsat casă, masă, frați, surori, copii, holde și să nu primească însutit. Iar în viitor ce? Viață veșnică. Păi nu-i lucrul ăsta extraordinar? Slăvit să fie Dumnezeu! Dumnezeu spune în Ieremia 29:11, căci eu știu gândurile care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Vreți să știți viitorul nostru, frați și surori, iubită biserică, chiar dacă pierdem în America orice, dar să nu pierdem viitorul care ne-l dă Dumnezeu. Auziți, vă rog să deschideți Apocalipsa 22. Apocalipsa capitolul 22, de la versetul 1 la versetul 21. Poate vi se pare mult să-l citesc, dar merită ca să vedeți viitorul nostru. Vrei viitor pentru copiii tăi? Asigură-te că acest viitor îl oferi. Nu bani, nu case, nu mașini, că ăsta nu-i viitor, e viitor pierdut. Dar iată un viitor care nu se pierde. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodând 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi foame, nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îl vor sluji, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu va mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Și îngerul mi-a zis: aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit
Și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le-a arătat ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi proroci și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis să nu pecetulești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană? Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe? Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, vino! Și cine aude să zică, vino! Și celui ce este sete să vină! Și cine vrea să ia apa vieții fără plată, mărturisesc. Oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse, Maranata, Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu noi cu toți. Are biserica viitor? Lăudat să fie Dumnezeu! Aceasta este cina Domnului, când Domnul Iisus este prezent. Și aș vrea să repet, ca să nu uităm, cina Domnului, când o facem și Domnul Iisus este prezent, acolo ajungem să ne cunoaștem pe noi înșine. Acolo ajungem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Acolo ajungem să cunoaștem planul lui Dumnezeu. Și acolo ajungem să ne cunoaștem viitorul nostru. Merită să fim la cina Domnului prezenți când Domnul este prezent? El este aici prezent. Dumnezeu să binecuvânteze toată biserica.